A trecut un an de când pandemia ne-a afectat tuturor viețile și ne-a schimbat destul de mult felul în care acționăm și reacționăm. A trecut un an în care am fost nevoiți să facem față foarte multor provocări. Din fericire, mulți dintre noi am și reușit să facem chestiunea asta. A trecut un an în care am descoperit, cel puțin eu personal, că familia este ca un glob de energie din care efectiv te încarci. În cadrul campaniei organizate de UNICEF, care atrage atenția asupra importanței sănătății mentale în acest context al pandemiei, am primit două întrebări. Ce a schimbat pandemia în viața familiei mele și ce sfaturi am pentru ceilalți părinți? Nu sunt în măsură să dau sfaturi nimănui. Pentru mine este foarte clar că fiecare face ceea ce consideră că este bine pentru el și pentru familia lui. Pot însă să vă spun că am învățat niște lucruri în toată această perioadă. Și că am profitat de toate aceste schimbări pentru a petrece timp alături de ai mei, pentru a petrece timp de calitate alături de ai mei. Și nu sunt doar vorbe goale, am ales să schimbăm rutina zilnică așa, mai mult forțat, pentru că nu am avut ce face și atunci am mers pe varianta aceea de a profita de lucrurile care ni se întâmplă. Și anume, am petrecut mai mult timp cu copiii, iar asta lor le-a făcut foarte bine. Am aflat mai multe despre ei și mai multe despre ai noștri, mai multe despre fiecare dintre noi. Ne-am lăsat să fim vulnerabili, ne-am dat voie să plângem atunci când am simțit nevoia să plângem. Nu ne-am ferit unii de ceilalți, ne-am recunoscut unii altora punctele slabe și fricile și temerile, ne-am descusut mai mult ca niciodată în această perioadă și am fost mai aproape unii de ceilalți ca nici când. Am fost foarte aproape unii de alții în familia mea și asta a contat tare mult. Faptul că îi sunam pe ai mei și că îi sun în continuare, în fiecare zi sau de două ori pe zi, să văd ce fac, cum sunt. Pur și simplu doar să-i aud. Doar să-i aud. Pentru că știu că nu mai pot să merg să-i vizitez atât de des. Faptul că discut mai mult cu copiii mei și sunt mult mai atentă la nevoile lor, la ceea ce simt, la prin ce trec ei în viața lor de zi cu zi. Pentru ei, pentru copii, această perioadă a fost o perioadă extrem, extrem de dificilă. N-au mai mers să se întâlnească cu prietenii, n-au mai mers la școală. Noi am stat tot timpul cu ei și asta este un factor de stres și pentru ei și pentru noi. Am avut o groază de lucruri cu care ne-am confruntat și am ales ca tot acest timp petrecut împreună în casă să fie unul din care noi să rămânem cu amintiri frumoase. Pentru că din toată această perioadă în care am trecut prin toate stările rele, dar și prin stări bune, trebuie cumva să avem grijă să construim și amintiri frumoase. Ca să punem în balans momentele grele prin care am trecut cu mult mai multe momente frumoase pe care le-am construit împreună. Am descoperit că familia este locul din care pot să îmi iau cea mai multă energie. Am descoperit că soțul meu, copiii mei, părinții mei sunt cei pe care mă pot baza cu adevărat oricând, iar ei mi-au dovedit asta în perioada asta cu vârf și îndesat, iar eu sunt cea pe care ei se pot baza. Am descoperit că împreună suntem cu adevărat o forță și că reușim să rezolvăm lucruri mai repede dacă comunicăm mai mult și că reușim să facem lucrurile mai bine împreună și să luăm decizii mai bune împreună. Am descoperit că
toți avem momente mai rele și zile mai proaste și zile mai bune și am învățat cumva să ne ajutăm, astfel încât să ne fie mai ușor să trecem peste această perioadă dificilă. Nu am sfaturi de dat. Vă spun doar că am învățat să fiu mai aproape de ai mei și că toată această perioadă de pandemie m-a făcut să realizez cât de importantă este familia, sănătatea și cât de important este să-i ajut pe ceilalți atunci când au nevoie.